În această seară, după ce s-au închis ușile, băieții s-au așezat cu toții la masă și s-au pus să mănânce paste au început să discute despre ce se va întâmpla mâine, respectiv Liviu le spunea băieților că astăzi Raluca, după capricii, l-a informat de faptul că se va pregăti o surpriză pentru mâine când va veni ea în casă, respectiv la 13.30 când începe Mireasa din culise prezentată de către Raluca. Aceștia vor intra frumos în livingul casei fetelor, se vor va se vor alinia acolo, vor primi niște buchete de ghioce pe care îi vor dărui fetelor cu ocazia sosirii primăverii. Băieții din cuplu spuneau că au și mărțișoare să le dorească iubitelor lor, însă Liviu spunea că el nu are nimic, nu a pregătit nimic decât ce îi se va da mâine el nu are morțișor, dar știe că va primi de la Iuliana pentru că ea sigur are mărțișor și că la ei în zona așa se procedează, fetele dau băieților morțișoare de 1 martie. Din câte am înțeles, Alexandru și Valentina au și ceva cadouri pregătite pentru iubitele lor și le vor dărui tot atunci sau dimineață, nu știu exact cum s-au înțeles, însă Liviu spunea că el nu are nimic altceva, că acum este doar 1 martie, nu e o zi specială, nu e o martie sau ceva de genul acesta și nu are pregătit sau nu a primit nimic altceva să-i dăruiască Iulianei.